Salutare, mă, și fanilor, și bună dimineața, cum s-ar spune, pentru că este ora 10 când filmez acest vlog. Hai că e 10, dacă e undeva pe la ora 12. La 10 vreau să mă trezesc sincer, dar am dormit puțin mai mult pentru că aseară am avut o zi de cardio foarte, foarte lungă. Am avut 60 de minute de cardio intens. O să vorbesc despre asta în videoclipul ăsta și facem aici un taste challenge cu mâncare, cum îmi pregătesc eu mâncarea în fiecare zi, deci fiți pe fază. Dacă strângem 20.000 de like-uri la acest videoclip, fraților, o să facem un antrenament de la sală. Și nu uitați că avem canalul de live în descriere și dacă facem acolo 100.000 de abonați. Bine, îmi doresc să facem acolo 100.000 de abonați pentru a avea noul buton și o să fac ceva special de 100.000 de abonați. Dați acolo câte un subscribe dacă vreți să mă ajutați. V-am spus, dacă facem 20.000 de like-uri, o să-i dăm bice la un vlog de la sală cu un antrenament pe care îl fac eu. Până atunci o să vă las cu videoclipul de mâncare, cum am pregătit eu această mâncare, cum am făcut-o, ce am făcut eu timp de o lună, mănânc mâncarea asta în fiecare zi timp de o lună și ceva și câte kilograme am slăbit, o să vedeți în acest videoclip, să zic așa. Până atunci ce să zic, dați-ne un like, un subscribe și un share și dăm drumul la treabă. Bun, mă, șpainilor, și suntem în bucătărie. Mă scuzați că eu nu o să mă văd, practic, pentru că sunt prea înalt, știi, ca să pot să pun asta. Ar trebui să pun camera mai în spate, dar nu o să vedea frumos, să zic așa, și să vedea prea din spate ceea ce fac. Așa, dar o să iau o chestie asta, o să iau un bol. Deci ăsta este un bol. Nu știu, toată lumea are un bol, cred că ceva de genul ăsta. Nu știu ce gramaj are bolul ăsta respectiv, dar important este să aveți un bol. În al doilea rând, trebuie să luăm niște iaurt grecesc. Eu de obicei îmi iau acest iaurt grecesc, nu-i fac niciun fel de reclamă, dacă vreți, este cu 10% grăsime, este foarte bun pentru dimineață, dimineața se mănâncă, trebuie să fie cea mai consistentă masă. Deci trebuie să aveți neapărat un iaurt de genul ăsta, puteți să o luați și cu 2% grăsime, să știți că dacă are 10% grăsime nu înseamnă neapărat că o să te îngrași sau ceva de genul ăsta, este foarte bun și este foarte gustos. A, așa, stați așa un pic ca să facem aici o treabă. Bun, una bucata lingura. Avem aici toate chestiile astea de la MyProtein, mie îmi place foarte mult, frate, ovăzul de la MyProtein, pentru că este mult mai bun și mai gustos. Puteți să vă luați orice ovăz din comerț, dacă vreți să zic așa, din Mega Image, din de pe oriunde vreți voi. Eu asta am mâncat, v-am spus, o lună de zile după cum am menționat și mai devreme, se pune exact o cupă. O cupă plină are 70 de grame, nu știu undeva dacă vedeți voi acolo, dar are 70 de grame cupa respectivă, deci îmi pun 140-150 de grame de ovăz în fiecare dimineață. Deci am pus 150 de grame de ovăz pentru că am pus puțin mai mult decât o cupă. Așa. După aia folosim proteinele acestea, frate, este Impact Whey Protein de la MyProtein cu ciocolat banana, da? Dacă vreți să vă luați și voi, cred că o să vă las un link în descriere de unde puteți să vă luați. Și o să vă las și un promocod, că dacă luați promocodul respectiv, o să vă luați mai ieftin. Așa, acum punem o jumătate de cupă de proteină. Tata așa un pic ca să facem aici după gramaje. Au, uite, deci vreo undeva pe la vreo 30 de grame de proteină. Am pus aici 30 de grame de proteină. Deci arată ceva genul ăsta, stai să văd pe camera dacă arată ok. Așa, este doar proteină cu ovăz în momentul de față. Bun, acum eu mai am după gust, se mai adaugă migdale, chestii de genul ăsta. O să mai fac încă un episod cu această gustare, ceva de genul ăsta, tot așa un fel de ovăz, dar nu știu încă ce gustare, pentru că am luat-o, mi-a recomandat-o cineva, să așa un pic, nu mai găsesc unde sunt migdalele. Hei, migdalele mele? Alexandra? Alexandra nu este acasă, super. A few moments later. Uite, mai luam ca să vedeți ce mâncam înainte să îmi vină ovăzul ăsta de la MyProtein. Era pur și simplu ovăz de la 365 de la Mega Image, să zic așa. Deci nu era ceva foarte wow. Nu vă gândiți că dacă vă luați un ovăz scump o să fie neapărat și bun. Adică, na, fiecare știți cum e. Băi, totuși, unde mi sunt mie migdalele? Migdalele sunt foarte, foarte bune și energice, din câte știu eu. Mai multe mânca pe zi dacă vă duceți la școală sau chestii genul ăsta, puteți să mâncați o asta de Belvita. Nu este foarte, foarte rău și nu conține foarte multe chestii nasoale, știi? Este bun pentru cei care nu mănâncă dimineața, știi? E foarte nașpa să dai skip la masă de dimineață. Migdale, mă, uite-le-mă aici. Da, uitați aici migdalele, nu știu, sunt de la Solaris, știți că am mai luat și în trecut niște chestii de la Solaris. Eu iau cam 10 migdale, ele chiar și număr, să zic așa. Deci avem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dacă vă uitați pe fiecare prospect, puteți să vă uitați pentru slăbire. Eu așa am făcut, de exemplu, pe fiecare prospect, câte 100 de grame de migdale înseamnă 2407 calorii, deci asta are 150 de grame. Voi dacă mâncați toată chestia asta, aveți undeva pe la vreo aproape 3000, poate chiar și peste de 3000 de calorii,
cu această pungă de migdal. Deci sunt foarte calorice, aveți grijă cu ele și vedeți și pe spate ce mai au ele. Nu știu, fibre, proteină, etc. Uite, deci are 21 de grame de proteină, 100 de grame de migdale. Deci foarte mare atenție la cât mâncați și în ce cantități mâncați, pentru că contează foarte mult cantitatea. Acum iaurtul ăsta eu l-amestec aici un pic, că știți că toată lumea mă întreabă, băi, cum îți faci micul dejun sănătos? Vă spun de la început, gustul nu este foarte, foarte, foarte grozav, dar, sincer, eu m-am obișnuit cu gustul, frate. Odată ce te obișnuiești cu el, este ok. L-am amestecat ca să aibă așa, să nu fie așa de, știți cum se zice, e, nu știu, eu am fixurile mele, să zic așa, nu e că e tare, dar să fie așa, știi, ca o pastă, știi, ca o cremă. Așa, punem aici o lingură cu mare vârf, dacă vă uitați. Ia, așa, eu de obicei pun 3 linguri de astea, știi? 3 linguri după gramaj, înainte mi le calculam, dar acum le știu după ochi, ceva de genul ăsta. Sunt cam 300-350 de grame, să zic așa. Hai să mai punem o lingură. Că știu, de fiecare dată știu cum arată în farfurie, știi? Și știu exact gramajul cât ar veni. Acum, dacă ai cu 20 mai mult, 20 mai puțin, nu este nicio crimă, să zic așa. Acum, o să mă duc aici în partea ghiuvetei, să zic așa. Nu știu dacă se vede. Stai, mă, să văd dacă se vede până acolo. Se vede, mă, n-ai tălă. O mă duc aici pentru că, de obicei, când mai învârți chestia asta, mai sare de aici, știi? Și acum voi... Hai, lasă că o fac aici. Voi trebuie doar să învârtiți chestia asta. Vezi că se amestecă proteina cu ovăzul, cu migdalele, ce mai e acolo. Și voi doar trebuie să amestecați câte un pic, să zic așa, până se, nu știu, omogenizează ea. Să zic așa. Nu știu dacă omogenizează este cuvântul potrivit. Și amestecat, și amestecat, și amestecat. Și eu mănânc cu lingura, nu știu, puteți folosi o linguriță, orice altceva. Toată lumea m-a nebunit. Băi, frate, când îmi faci micul dejun sănătos, să zic așa. Băi, frate, mai sănătos de atâta, sincer să fiu. Nu știu dacă există ceva. Eu mănânc asta de... O lună și două săptămâni am mâncat asta în fiecare zi. Nu am niciun fel de problemă. Tocmai ce mă duc, mi-am făcut ieri analize la Medicover și mi-au ieșit toate beton. Puțin una mi-a ieșit cu 0,01 mai mare, nu mai știu de la ce este exact, să fiu sincer, dar am vorbit cu medicul meu de familie și nu am de ce să-mi fac griji, să zic așa. Băi, cam asta e tot, uite, de exemplu aici, ea nu pare foarte gustoasă, adică să nu vă aștepta să vă fac nu știu ce plating sau ceva de genul ăsta, știi, pentru că este doar un ovăz cu o proteină, jumătate de cupă de proteină, 150 de grame de ovăz și 300 de grame de iaurt grecesc. Credeți că sunt aceste iaurturi grecesc le găsiți și nu mai am acum în frigider, dar le găsiți și la borcanaj în același mare. Știi, ăsta are un kilogram, dacă nu mă înșel. Da, acum la un kilogram. Acum, hai să mergem în cameră ca să vă și fac așa un taste challenge, cum s-ar spune. Mă scuzați pentru tricoul și fărat, eu de-abia m-am trezit și nu stau eu să mă îmbrac, nu știu cum, pentru camera sau ceva de genul ăsta. Facem teste challenge, să zic așa, apoi nu știu, după cum cred că și voi ați observat sau ceva de genul ăsta, eu asta am mâncat, m-am spus în fiecare zi și cred că se și observă faptul că am și slăbit din cauza asta. Bineînțeles că asta nu e singura mea masă, adică pe fiecare zi, mai mănânc în decursul zilei de astăzi ori un piept de pui, ori o vită, ori un pește, puteți să mâncați pe fiecare zi. Depinde foarte mult și de garnitură, știi, trebuie să gândești ce mănânci la garnitură, adică să mănânci un cartof, un orez, un ceva, dar aveți foarte mare grijă pentru că este doar garnitură și garnitura nu înseamnă că trebuie să mănânci tot, adică știi, practic, doar guști din chestia, știi, poți să mănânci niște baby morcov, poți să mănânci spanac, poți să mănânci, sunt multe, multe, multe alte lucruri, știi, pe care poți să le mănânci. Mereu sunt alb la gură din cauza chestia asta pentru că e iaurt, deci nu o să stau să mă aștept de fiecare dată. O să fac așa un fel de mucu cu bang de ăla sau cum se numește, nu știu cum, n-am nicio idee să zic așa, challenge. Gen vorbește în timp ce mănânci. Să știți că n-am mai luat alte suplimente timp de luna asta, deci prima lună de sala am o lună și două săptămâni de când am luat niciun fel de supliment decât aceste proteine, să zic așa. În rest, dar proteine nu te ajută neapărat la slăbire și nici nu vă spun eu la ce vă ajută, să zic așa. Mai bine consultați un medic nutriționist și un antrenor de la sală, pentru că eu nu sunt un antrenor, nu sunt cu calificări, eu fac ceea ce știu că am făcut și înainte și ceea ce a fost eficient. Vă zic și eu la rândul meu ceea ce cred eu din punctul meu de vedere că este eficient. Fiecare corp se dezvoltă și se transformă în felul lui de a fi, deci mai bine să nu mă ascultați neapărat pe mine, duceți-vă și consultați un medic care este specializat pe chestia asta, duceți-vă să consultați un nutriționist, un antrenor de fitness și atunci o să aveți cele mai bune rezultate pentru că fiecare corp se schimbă în felul lui. Eu, de exemplu, sunt genul de persoană care mă îngraș foarte repede, dar să slăbesc la fel de repede, știi? După cum se și observă, nu știu, într-o lună am slăbit, v-am spus, undeva pe la vreo
14 kg, dacă am înșel o lună și două săptămâni, cam, nu, o lună și o săptămână, ceva de genul ăsta. Deci, na. Bă, mie chiar nu știu să placă asta. La început, prima săptămână mi s-a părut și mie că e super grețos, dar, na. După, cu timpul te obișnuiești. Așa, doamnă Ștefane, băi, eu îmi cer scuze pentru că a fost o perioadă de inactivitate la mine pe canal, dar știți că am fost și la Praga. Am fost foarte tare la sală pentru că am lipsit două zile și eu, timp de o lună de zile, n-am lipsit absolut nici măcar o zi. Eu mă duc în fiecare zi la sală, câteodată mă duc și de două ori pe zi, ca să fac mai mult cardio și ca să se vadă un rezultat mai repede. Bineînțeles că nu este neapărat necesar să faci chestia asta. Poți te duci decât o singură dată la sală pe zi și este mai mult decât suficient să faci chestia asta. Important este să faceți mișcare, beți foarte multă apă, mâncați sănătos pentru că este foarte, foarte important. Nu luați exemplul meu să zic așa, adică nu mă ascultați neapărat pe mine, că eu acum sunt și acum sunt gras. Adică încă mai am burtă, încă am shoulder-uri sau chestii genul ăsta. Ușor, ușor, pe parcurs, niciodată nu o să ai un rezultat din prima, adică nu te aștepta să te duci o lună la sală să zici că ai, mamă, să vezi cât de ce pătlățele ai, să vezi cum o să crească mușchii pe tine. Eu nu, acum eu nu sunt pentru masă musculară, eu nu fac un antrenament pentru masă musculară sau am nu știu ce, brațe sau să fac nu știu ce. Eu acum sunt pe un program și sunt pe deficit caloric astfel încât ca să pot să slăbesc, știi, dar m-am spus, duceți-vă, faceți-vă niște analize. Consultația medicul de familie, de când v-am mai spus chestia asta și după aia puteți să vă apucați de un plan de alimentație, de sală și de tâcă. Altfel nu faceți nimic ca să fie eficient și faceți lucrurile degeaba. Eu, de exemplu, n-am alergat niciodată la sală până acum. Am mers doar înclinat. Dacă mergi cu înclinație, uite, de exemplu, acum luna trecută am mers cu înclinație 5, viteză 5. Luna asta merg cu înclinație 10, viteză 5.5. Deci depinde, fiecare acum ajustez. Uite, chiar ieri am făcut o oră de cardio. Și a fost destul de greu, sincer, dar nu mă resim, n-am avut febră. Eu n-am avut febră absolut deloc, nici o zi, știi? Pentru că m-am menajat, am făcut greutăți foarte mici, m-am spus că și am și problemele cu spatele. Nu prea pot să ridic multe kilograme și nu vreau să mă forțez ca să-mi apară din nou, să reapară problemele. Pentru că nu pot să le rezolv acum decât dacă mă operez și nu vreau să mă operez. Am mai discutat chestia asta, nu mai intru în amănunte. Cam asta a fost vlogul nostru cu mâncare. Sper să vă fi plăcut acolo acest vlog, pentru că toată lumea mi-a cerut fă mâncare sănătoasă, mic dejun sănătos, spațiu sau nu mai știu câte, dacă la noi pe canal de tradiție, dar asta le-am făcut acum 2 ani, mi se pare, dacă nu mai știu ceva de genul ăsta. Deci, dacă v-a plăcut acest mini vlog, să zic așa, cu mâncare sau nu știu cum vreți să-i spuneți voi, dați-ne acolo câte un like, un share. Dacă ajunge la, cu clipul ăsta la, nu știu, 10-20 de mii de like-uri, habar n-am, poate o să mai facem ceva nebunie, poate facem și niște clipuri de la sală cu chestia asta. Hai să setăm o chestie. Dacă facem 20 de mii de like-uri la acest videoclip, o să fac un clip de la sală, cu tot ce, cu ce antrenament fac eu în ziua respectivă, bine? Hai, vă pupă fatele, mă băieți, mersi foarte frumos pentru că m-ați vizionat și ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să vă abonați și la canalul de live, după cum am spus și la început, pentru că este foarte, foarte important să facem și acolo 100.000 de abonați, cât să ne dea butonul înapoi până ne expiră strike pe acest canal ca să puteți să facem live stream. Vă pupă fatele vostru, cu voi a fost Colo astăzi și ați fost pupați. De când mă știu, sunt Ștefan. Sunt șefanul suprem și am cei mai tari fani. Șefanii mei zic respect.